ziua, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. E un apus de poveste pe râul Siret. Eu am ajuns la partida aceasta de pescuit în jur de ora 4, dar nu mă puteam înțelege. Bătea foarte tare vântul, sigur nu surprindea microfonul GoPro-ului mare lucru. Foarte puternic vântul pe la ora 4. Acum pe seară s-a mai oprit, mai adie așa puțin o briză. Am avut parte de cea mai bună partida mea la biban de când m-am apucat de acest stil de pescuit. Am căutat prima oară bibanii pe acolo prin larg, am găsit câțiva mici, după care m-am mutat aici chiar aproape de mal și am avut parte de o frenezie a bibanului. Cu orice gumă lansam, aveam trăsătură, am testat niște gume la care nu am prins niciodată biban, am pus cealea, le aruncam, imediat aveam trăsături. Foarte faină partida de pescuit. Ce să zic, vă urez vizionare plăcută! Mulți sunt, un banc întreg. Oh, ce spectaculos. Era un biban, vrea să-i fure peșteșorul celui prins. Erau vreo 6-7 bibani după el. Iar unul tot dădea în jig, vrea să-i fure guma mea. Asta e mai frumos. Hai mă. Hai la cameră. Da, mai frumos. Are pioare roșii, are. Sunt bibani mai frumoși. Nu riscă nimic. La guma aceasta, iar el în minciuc a scuipat asta.
asta scuipat oclean. Asta, bibanul. Cu flământ. Păi flământule. Ce fain. Asta chiar e un biban frumos. Hai mă. Uie, nu-mi coace. Opa. Și o să rețin câțiva bibani pentru o masă. Câțiva din ăștia merg foarte bine pe grătar. Am foarte multă activitate, am găsit aici bibanii. Vreau să încerc la o gumă la care nu am avut niciodată prezentări și nu am prins niciodată bibani. Nici nu mai știu de la ce firmă e. Dar niciodată n-am prins biban la guma aceasta. Hai să încerc acum să văd. Aceasta, la care nu am prins niciodată, am prins un biban. Cred că indiferent cu ce dau, am trăsături. Hai să vedem, hai să mai schimbăm una. Pun așa ceva, nici la asta n-am prins niciodată. Hai să vedem cu asta. E clar, trag la orice trag bibanii.
scăpat câțiva așa. Uitați ce a regurgitat, cât a pește, ce mănâncă el. Uitați, un bibănaș a mâncat. Hai să vedem de aici ce a mai regurgitat. Ne facem o idee ce mănâncă un bibănaș. Aștia nu știu, cred că sunt obleți, deja sunt semi-digerați. Facem un tur complet, dacă tot vii așa de violent. Ok, partida de pescuit. Am avut foarte multă activitate la biban. Astăzi am ieșit să testez și noile achiziții. Am achiziționat o mulinetă Abu Garcia Carabus SX 2000 și un fir textil de la Delfin, foarte subțire, un 03, cam așa ar veni, un 03 roz, foarte bun firul. L-am testat astăzi pe foarte mulți bibani. Simțeam chiar și cele mai discrete prezentări. Prima oară am pescuit în larg, aveam prezentări discrete, am prins câțiva bibani mici, după care m-am mutat mai aproape de mal și am prins câțiva mai frumoși. Am reținut câțiva bibani să-i pun puțin pe un grătar, sunt delicioși bibanii aceștia. De acum ne vedem data viitoare. Mulțumesc pentru vizionare! Faină pusul, dar eu mai am de văslit puțin. Înapoi la vâslă.